Spune, Doamne, un cuvânt azi prin Duhul Tău cel Sfânt și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Haideți cu toții! Spune, Doamne, un cuvânt azi prin Duhul Tău cel Sfânt și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Scăldătoarea este plină de bolnavi, șchiop și orbi și atâtea sute de sărmani. Doar o clipă apa de ai tulburat, am vedea cu toți ce mare slava ta. Spune, Doamne, un cuvânt! Spune, Doamne, un cuvânt azi prin Duhul Tău cel Sfânt. Striga, oare astăzi pe pământ se mai pot afla? Noi credem însă în minuni, căci Iisus ne-a învățat. Dumnezeul dragostei, același este în veac, El rămâne în veci, ca și ieri, ca și azi, brațul Său printre noi. Făptuiește minuni, Dumnezeu neschimbat, pe pământ va lucra, îndoială să n-ai, Domnul nu va înceta. El rămâne în veci, El rămâne în veci, ca și ieri, ca și azi, brațul Său printre noi, făptuiește mare minuni. Pe pământ va lucra, îndoială să n-ai, Domnul nu va înceta. Drumul tău pe acest pământ plin de dureri va fi, însă Iisus le-a purtat în locul tău murit. Predă-ți dar viața în mâna Lui și atunci imediat, că cel ce e în veci la fel, în veci va rămâne. El rămâne în veci, ca și ieri, ca și azi, brațul Său printre noi, făptuiește minuni. Dumnezeu neschimbat, pe pământ va lucra, îndoială să n-ai, prin sângele sfânt al lui Iisus.
face vinul și astăzi e puterea. Ce minun face sângele, Fierul lui e puterea. Ce minun face Iisus sângele al Fierului. Vrei să fii al ta, vreau. Vrei să fii al mai al ta. Dacă ai un singur motiv de mulțumire, Iisuse, îți mulțumesc și te slăbesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. E dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun Yeah.
Amin. Următoarea cântare. Către cer, dar ca Golgota nu-i niciunul în univers, în Israel. Al dragostei ce tăinuiește din veșnicii în veșnicii, ancora credinței mie, ancora sfintei mântuit. Iubire, iertare, o viață noi în Golgota. Ce-a fost dată pentru omenire pe pământ, ce-a avut mai scump un tată pe singurul său fiu cel sfânt. Și astăzi în al lui iubire, și astăzi în al lui iubire, ești așa cum ești, prieten, că El n-ai pe nimeni. Deschide-ți inima ca să-L primești. Iubire, iertare! Iubire, iertare, o viață nouă în Golgota.
ajungem în casa din cer. Mai sunt furtuni, mai sunt dureri, dar ne-a promis în cuvânt Dumnezeu că e cu noi mereu. Să nu te temi, Iisus este la cârmă, seara asta, Dumnezeu ne-a vorbit. Dumnezeu vorbește.
Ține-mă în mâna ta, Domnule, comoara, și nu mă lăsa ca să mai cred. Câte vânturi la sufla, ține cu corabia, prin orice furtuni ar fi să cred. Este cu putință. Nu există ceva care să-L iei pe Dumnezeu prin surprindere. Nu există diagnostic, nu există fișă medicală, nu există ceva scris de un doctor care să-L ia pe Dumnezeu prin surprindere. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Aici în față, când ne vedeți la slujire, vi se pare că pentru noi totul e roz, așa-i? Totul merge bine, ne vedeți bucuroși. Nu sunt bucuros că totul merge bine, sunt bucuros că laud pe El. Sunt bucuros că mi-a mai dat încă o zi de viață. Am verișor în neamul meu care a murit la 36 de ani. Ce sunt eu, ce sunt eu? Spunea compozitorul cântării, eu nimic.
tu veșnicie, eu sărac, tu bogăție. Mai m-a dat Dumnezeu un cos de viață și îl laud pe el plin de bucurie. În urmă cu câteva luni, când după foarte multe așa nopți nedormite, epuizate, extenuat, m-am dus să-mi fac analizele, că m-am întins odată undeva pe un trotuar și aveam durere îngrozitoare de stomac. Și doctorul s-a uitat la mine și a zis: omule, oprește-te că ești tânăr. Ai probleme cu stomacul, m-a dat tratament la stomac, ai probleme cu ficatul și ai un chist la rinichi. Zice: vină din nou să îți faci analizele. Au trecut două luni, dar nu m-am dus pentru că cred că Dumnezeu mă poate vindeca. Am credința aceasta că Dumnezeu într-o zi se va atinge de mine. M-am luat și astăzi tratamentul pentru ficat, trebuie să-l iau pe drum când mă întorc spre casă, dar cred că Dumnezeu are timpul lui și Dumnezeu va interveni. Mai stau vreo săptămână sau două să mă duc să-mi fac din nou analizele și cred că va spune că Dumnezeu s-a atins de mine, că Dumnezeu a lucrat. Cred din toată inima că Dumnezeu poate potoli orice furtună. M-am rugat pe drum, vale, m-am auzit și am zis: Doamne, dacă sunt persoane în prag de faliment în seara asta, spune un cuvânt, că omul nu trăiește numai cu pâine, nici cu orice cuvânt care rostește gura ta de Dumnezeu. M-am rugat și am zis: Doamne, dacă în seara asta sunt familii care sunt în prag de faliment, care sunt în ceartă, care sunt în prag de divorț, care e asediu, te rog, adu eliberare de plină. Dorim să lucrez în familiile noastre. Credem că Dumnezeu poate interveni. Credem în puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Haideți să mai cântăm ultima strofă din toată inima. Dar când tu te-ai ridicat, mai ai cântat, liniște de plină s-a lăsat. Cine este întreagă toți, tu ești Domnul care toți, să te duci la țărmul visat. Nu-i luni mai poți să faci, poruncește mărindat, te va asculta.
Amin. Când viața ta e senină și cer un seninat, adesea, frate dragă, poate că ai uitat. Să-i mulțumești lui Iisus, privește în jurul tău, te-a binecuvântat și te-a ferit de rău. Noi ca oameni de cele mai multe ori privim în sus doar atunci când vine necazul, când vine problema, când vine încercarea, când ai pierdut ceva, când ai avut o pagubă, când a venit un necaz și zice, mă, cum de chiar mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta? Dar hai după masa asta să ne gândim, cum de chiar nouă ne-a făcut Dumnezeu binele ăsta să fim la casa Lui? Cum de chiar nouă ni s-a întâmplat ca să fim sănătoși, să se miște plămânii perfect, să funcționeze inima perfect? Spunea cineva că s-a pus lângă un copilaș, dar nu mă aduc aminte, sigur, așa vârsta, cât a avut 7 sau 8 ani, a zis fratele ăsta, zice, în timp ce mă rugam, m-am oprit și m-am uitat la copilul ăsta și am început să iau lecții. O zis, nu m-a venit să cred că un copil se roagă așa. Noi de multe ori ambalăm totul așa într-un pachet mare și zicem, Doamne, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Dar auziți cum se ruga copilul ăsta? Doamne, îți mulțumesc că văd. Doamne, îți mulțumesc că aud. Doamne, îți mulțumesc că pot să vorbesc. Zice, îți mulțumesc pentru simțurile care am, pentru cele 5 simțuri, pentru simțul olfactiv, pentru simțul gustativ. Și-o continuat, zice, am rămas blocat, zice, m-am dat seama că am îmbătrânit și nu știu să mă rog. Spune Cartea Sfântă Biblia, mulțumiți pentru toate lucrurile, nu zice pentru toate odată, așa la pachet. Mii de mulțumiri, Doamne, auzim și nouă poate, Doamne, îți aduce mii de mulțumiri. Hai să o luăm pe rând, să vedem. I-am mulțumit Domnului pentru pâinea de pe masă astăzi. I-am mulțumit Domnului că am dus copiii la școală și ne-am întors înapoi și nu a intrat cineva pe contrasens și nu a căzut ceva de pe un acoperiș și n-am ajuns la smurt și am trecut astăzi prin atâtea semafoare prin oraș, noi pe verde, nu a venit nimeni pe roșu care să ne lovească, care să fim la ATI. Dar nouă ni se pare că totul e normal. Vreau să vă spun că astea nu sunt normale, ci harul și mila lui Dumnezeu. E bunătatea lui Dumnezeu. Dacă consideri că ești așa pe minus cu mulțumirea ca și mine, falimentar, haideți să cântăm această cântare din toată inima. Când viața